haninoasa era o horă mare, o horă prea frumoasă în zi de sărbătoare. Veniseră să joace plăcăi și fete mari, femei cu prunci în brațe priveau de sub un brad. Bătrânii de la mese ciocneau câte un pahar, iar acolo mai departe era un tânăr care, îndrăgostit și singur, privea în depărtare. O tânără nevastă, văzându-l cum stătea, se duse către dânsul și-l întrebă așa. Se duse către dânsul și-l întrebă așa: stai trist, băiete, și nu învârtești ora cu o fată frumușică, așa cum e Tudora, sau Sandra, sau Ruxandra, din satul cel vecin. Să uiți de supărare, să uiți de al tău chin, să uiți de supărare, să uiți de al tău chin. Nici Sandra, nici Ruxandra, nici scumpa Marioara și nici o altă fată nu-mi stinge inimioara. Căci alta mai frumoasă, smaranda lui Novac, mi-a ferecat iubirea și nu pot s-o desfac. Azi n-a venit la hor, stă tristă în cerdac. Că său la hor n-o lasă ca să vie, o ține închisă în casă ca într-o colivie. De teamă ca smaranda, frumoasă cum e ea, să nu fie furată de către cineva. Că știe că mi-e dragă și vreau să fie a mea. De teamă ca smaranda, frumoasă cum e ea, să nu fie furată de către cineva.